Patru cetățeni din Bangladesh care au încercat să intre ilegal în România, traversând râul Prut cu o barcă, cu scopul de a ajunge în Italia, au fost prinși la frontiera din Răducăneni. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că cei trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, sunt beneficiari ai unei forme de protecție în Republica Moldova. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de intrare în țară prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Persoanele au fost preluate de autoritățile din Republica Moldova.